Centrul Cultural Pitești a organizat în spațiul expozițional Casa Cărții vernisajul expoziției de pictură sub genericul Culorile Credinței, realizată de artistul plastic amator Ion Sandu. Originar din Pitești, autorul este atras din copilărie de magia culorilor, motiv pentru care a absolvit cursurile Școlii Populare de Arte și Meserii din Pitești în anul 2003, la secția pictură sub îndrumarea regretatului artist plastic Vasile Rizeanu. Ion Sandu a expus pentru prima dată la o manifestare organizată de Școala Populară de Arte în anul 2002, iar în anul 2004 și-a prezentat lucrările la Centrul Cultural Pitești. Ion Sandu a lucrat ca ucenic pictor de biserici, iar în prezent realizează picturi la comandă. Expoziția vernisată la Centrul Cultural Pitești cuprinde icoane, dar și peisaje, portrete și natură statică, iar la loc de cinste se află portretul mentorului său, regretatul artist plastic Vasile Rizeanu. La vernisaj au fost alături oameni de cultură piteșteni care l-au încurajat pe Ion Sandu să-și cultive și să-și perfecționeze talentul în arta penelului. Curatorul acestei expoziții este foarte inspirată pentru că, într-adevăr, partea ei cea mai substanțială este de sortinte religioasă și e foarte bine că tinerii în zilele noastre s-au apropiat și încearcă să se apropie de Dumnezeu, iar arta este o cale de a ajunge spre lucrurile înalte, printre care și Mântuitorul, El însuși Creator. Pe de altă parte, urmărind de la dreapta spre stânga ceea ce a expus tânărul Creator, vom avea impresia unei expoziții cu un aspect ușor mozaicat. Pentru că întâlnim și, așa cum s-a precizat, natură statică, întâlnim și portret, întâlnim și niște imagini care ar ilustra povești și cui îi plac poveștile, și adulților, și copiilor, și tuturor celor care visează. Și cred că este, l-aș vedea ca un foarte bun autor care ilustrează poate chiar povești scrise de copii care sunt aici, dacă nu, dintre ale marilor clasici din folclorul nostru binecunoscut. Să zicem că este un puzzle, dar fiecare piesă a acestui puzzle își are locul bine definit. Autorul l-a găsit acolo unde trebuie. Atât portretul feminin pe care îl avem aici în stânga și care este inspirat de filmul Undeva Cumva, cu superba colonă sonoră de Rachmaninov, autorul găsește locul și unui portret feminin din folclorul românesc, cu portul specific, dar găsește și locul unor portrete feminine moderne, care au consultat niște stiliști de înaltă ținută și, în ultimul rând, sau aici am să mă opresc eu cu detaliile, apreciez foarte mult pe acest ucenic ce nu și-a uitat magisterul, acest ucenic al regretatului profesor și fost director al Școlii de Arte, pictorul și sculptorul Rizeanu. Portretul lui e în spate și parcă îl văd exact așa cum era. Întâlnim, apropo de tehnici la acest tânăr creator, tehnica detaliului semnificativ de sorginte realistă, dar și multe trimiteri spre lumea viselor și unde el se erigează în, de fapt, veritabil creator, pentru că nu copiază, nu fotografiază, ci se străduiește să transfigureze realul. Din punctul meu de vedere, autorul care vernisează expoziția în această seară și pe care adineaur l-am cunoscut, este un grafician inspirat. I-am remarcat, înainte de orice, calitatea și suplețea liniei. Faptul că lucrează până la minuție fiecare detaliu, are o înclinație pentru detaliu, aș spune. Se apleacă asupra urmei fine, asupra umbrei fine. Nu lasă să-i scape nici un cadru din compoziție neluat în seamă. I-am remarcat apoi capacitatea de a crea atmosferă. Lucrul acesta este evident în naturile sale statice, în naturile moarte, cele din partea mea stângă.
Există acolo, plutește, planează acolo o anumită blândețe, o anumită dulceață, care din punctul meu de vedere subliniază prezența iluziei, prezența efemerului. Dar iluzia și efemerul s-a reușit, dumnealui a reușit, să le încapsuleze. A creat capsule de timp pe care le-a trimis în eter și pe care le putem păstra de-a pururi, aș spune eu, sau câtă vreme aceste lucrări vor exista pe peretele cuiva, în casa cuiva, poate chiar în lada de zestrea cuiva. Și în al treilea rând am remarcat faptul că este un iubitor și pe cale de consecință un creator de expresie, de atitudine. Este un bun, foarte bun portretist. Remarcabile, s-a spus mai devreme, portretul domnului Lizanu și portretul actriței Jane Seymour din filmul Undeva Cândva. Autorul nostru, graficianul nostru, insistă asupra acestui lucru, reușește să surprindă stările sufletești, mișcările minții și deopotrivă mișcările inimii. Și aș spune, cu riscul de a o contrazice pe Alora, că partea profană reușește să fie peste partea sacră. Sigur că acolo este vorba despre icoană și că icoana se construiește după canon și cu un anume simțământ, cu o pregătire prealabilă. Dar vă rog să priviți în partea dreaptă, m-am uitat cu atenție mai devreme, sunt câteva icoane ale căror chipuri trec dincolo de canon. Intră în profunzimea umanului, intră în profunzimea, dacă vreți, a transcendentului umanizat. Pentru toate aceste lucruri și pentru cele pe care le voi găsi, regăsi, revăzând expoziția, îl felicit și pe această linie de demarcație care separă sacrul și profanul, îmi permit să mă întorc și să-l îmbrățișez. Felicitări! Mulțumesc! Este o expoziție a unui pictor amator. Îl felicit pentru talentul și pentru, să zic, drzenia cu care lucrează, că trebuie să ai și o doză de curaj atunci când pui pensula pe pânză. M-a impresionat partea religioasă a acestei expoziții, pentru că din aceste chipuri, din aceste icoane, răsare totuși, se vede totuși o lumină. În icoană întotdeauna lumina și căldura vine din interior. A reușit să prindă acest aspect al icoanei. Îl felicit și urez succes în continuare. Îl felicit pe pictor, nu-l cunosc. În seara asta am văzut prima oară tablourile dumisale. Eu mă bucur foarte mult că este absolventul Școlii Populare de Artă și că a fost elevul profesorului Vasile Rizeanu, profesor foarte bine cunoscut de mine. În anii 70 am absolvit și eu Școala Populară de Artă la secțiile pictură și sculptură. Despre tablouri foarte puțin pot să vorbesc, pentru că doar în urmă cu un sfert de oră le-am văzut. Mi se pare interesante, destul de realiste, poate după gustul meu prea realiste. Cât de privește icoanele, mi se par mai bine realizate și aș vrea să vă fac o propunere, să faceți o expoziție numai cu icoane. Cred că ar fi sau cumva să separați expoziția, să faceți două expoziții. Ca simplu vizitator, vă spun că se pot unii în această expoziție și partea sacră și cea profană. Probabil dihotomia aceasta există în noi în fiecare, așa că putem ca laturi ale ființei noastre să le aducem împreună ca să vadă ceilalți ce gândim, ce simțim, ce lucrăm. Pentru mine expoziția e acum o explozie de culoare, ceea ce mă face să cred că artistul are cel puțin încredere în pictură și în virtuțile ei. Nu știu cât este de bun, pentru că nu sunt specializată în asta, să vorbesc chiar, l-aș sfătui să-și aducă de fiecare dată, indiferent ce spun specialiștii, să-și aducă de fiecare dată și niște oameni specializați în arta lui. Dar
Chiar dacă acum s-au inversat puțin raporturile și vorbesc întâi consumatorii de artă ca noi și poate mai târziu specialiștii, eu așa îl văd ca pe un om care are încredere în culoare și are încredere în pictură. Știți ce aduc aceste lucruri curând în viața cuiva, în viața unui artist? Aduc încrederea în el însuși. De-abia atunci se va regăsi ca artist, indiferent de arta pe care o practică. Apreciez înclinația spre pictura religioasă, spre icoană, pentru că trăim în, cum spun specialiștii, o postmodernitate cu transcendență goală. Așa că atâta vreme cât cineva încă îl mai caută pe Dumnezeu, am putea împreună să umplem un gol care s-a creat în lume. Iar pe de altă parte, chiar și pictura profană are, dacă vreți, un mesaj, acela de a resacraliza lumea. Asta face arta. În momentul în care nu mai avem suficientă, credință sau religie, nu mai avem, ne rămâne arta, să știți că este o șansă. Iar eu cred că tânărul pictor are încredere în resacralizarea lumii prin artă. Îi doresc mult succes! Aș vrea să spun că această acțiune este excepțională. Un merit deosebit, bineînțeles că are centru cultural, în primul rând, și în al doilea rând, autorul acestor expuneri. Eu, ca un om consumator de artă, așa ca toată lumea de aici, mă voi referi pentru început la partea din dreapta, respectiv la icoanele pe care autorul ni le prezintă. Urmărind șirul icoanelor, nu am putut decât să mă opresc asupra unei icoane care, după părerea mea, spune totul. Doamne, Doamne, caută din cer și cercetează lumea aceasta pe care ai sădit-o dreaptă. Ai sădit-o dreaptă, dar oare este așa cum ai sădit-o? O întrebare. Vreau să remarc, în primul rând, icoanele care, în majoritatea lor, sunt portrete ale Sfinților, Iisus Hristos fiind în prim plan. Poate inspirat din aceste portrete ale Sfinților, autorul a căutat și a reușit să realizeze portrete și ale lumii noastre terestre. Am admirat și admirăm cu toții un portret care a fost remarcat de ceilalți vorbitori. E vorba de portretul profesorului Rizeanu. Ce vreau să spun, că acest om, acest pictor, atunci când a realizat această lucrare, a trăit-o cu adevărat. De ce? Pentru că, dacă privim cu mare atenție această lucrare, constatăm că e vie, e atât de reală, încât ne face să credem că trăiește în sufletul autorului. Deși profesorul este trecut în lumea celor sfinți sau celor mai puțin sfinți de mai multă vreme. Vreau să spun că portretul îl caracterizează și nu numai portretul, toate lucrările sunt făcute cu multă dragoste și merită toată stima și admirația. N-am decât să mă înclin în fața tuturor personalităților de față și să admir cu totul
darul pe care l-a hrăzit Dumnezeu, începând cu pictorul nostru, de pe care îl și elogiem astăzi, cât și pentru poeții noștri, pentru că avem poeți. E un dar deosebit, iar noi, muritorii de rând, avem decât să ne înclinăm în fața acestui dar, care nu țin pentru dânși, țin pentru că ne-l dă nouă. Ne-l dă nouă prin poeziile lor, prin picturile lor. Mă uit la Victor Lanzeric, are niște ochi atât de pătrunzători, trece prin tine așa, te citește din prima și de aceea și reușește să redea ceea ce a redat, acel portret al profesorului dânsului, acea pictură deosebită, care seamănă perfect cu actrița respectivă, portretul cu Napoleon, iar e nemaipomenit realizat. De asemenea, două tablouri aici, excepționale mi s-au părut. Despre pictura religioasă, nu pot decât să apreciez că, într-adevăr, se încadrează în canalele respective, dar e mult mai vie. Culorile sunt deosebit de vii și, de fapt, să pătrundă această pictură religioasă adânsului. N-am decât să-l felicit alături de dumneavoastră și poate printre tinerii care sunt, să vă urmeze exemplu. Prin cuvintele mele, care îmi le găsesc cu greu, vreau să vă împărtășesc un strop din energia mea, din armonia lui Ion Sami. Nu am ce să spun. Dumneavoastră te citesc cât de frumoase sunt lucrările și cei talentați îi invit să muncească și să facă lucrări chiar mult mai reușite decât acestea care eu le-am făcut. Expoziția de pictură Culorile Credinței poate fi vizionată la parterul Casei Cărții până la finele lunii februarie.